Cum se împrumută românii atunci când au nevoie de bani? Ce caută ei în mod special? Și am pus problema, domnule, dacă vrei, de exemplu, să-ți renovezi casa, să dai cu var, să mai tragi o tencuială, să mai schimbi un termopan, sunt chestii care costă. S-ar de 5.000, în multe cazuri, s-ar de 5.000 de euro, da? Și atunci, prima tentație, așa e logic, prima tentație este să te duci să iei un credit de nevoi personale, din ăsta de consum, cu dobânzile alea mai mari pe care vi le-am arătat prima dată. De ce? Pentru că omul nu-și pune problema să-și pună, de exemplu, casa sub ipotecă pentru un credit de 10.000 de euro, dacă casa face, nu știu, să zic 50.000 sau 60.000 de euro. Adevărul este că dacă ești serios, tocmai din diferența aia de dobândă, e mult mai avantajos. Bine, poți să ai o frână din asta mentală. Cum să-mi pun casa sub ipotecă? Păi spui casa sub ipotecă, că ești serios, nu? Dacă ești serios, plătești. Sigur, ți se poate întâmpla ceva. Doamne ferește să rămâi fără casă. Ar fi bine să nu te împrumuți atât de mult cât o să-ți ofere banca, pentru că banca s-ar putea să-ți ofere. Dar este mult mai avantajos atunci când vrei să faci, nu știu, o cheltuială ce sare, nu știu, e ceva mai mare, e mult mai avantajos să faci un credit ipotecar decât un credit de nevoi personale. În momentul de față, cel mai bun credit de nevoi personale are o dobândă anuală sub 8%. Dobânda se aplică pentru echivalentul la 5.000 de euro și trebuie dat înapoi în termen de 5 ani. Sunt bani pe care majoritatea românilor îi iau în mare parte pentru a-și renova locuințele. Firmele de specialitate susțin că 5.000 de euro ajung pentru renovarea unui apartament cu două camere. Dacă se ia în calcul și izolarea termică, atunci factura pentru renovare crește cu încă 1.000 de euro. Prin urmare, când 5.000 de euro nu sunt de ajuns pentru toate lucrările și eventual și pentru electrocasnice, nu există varianta creditului de nevoi personale cu ipotecă. Dobânzile sunt într-adevăr mai mici decât în cazul creditului de consum clasic, însă doar pentru faptul că un client are un bun de ipotecat. Asta înseamnă că în caz de neplată, banca poate trece la procedura de executare silită. E drept că în momentul de față clienții au de partea lor legea dării în plată, însă este puțin probabil ca pentru un credit de 10.000 de euro clientul să fie dispus să dea băncii o proprietate care valorează de 5 ori mai mult. Diferența dintre dobânda pentru un credit de consum clasic și unul cu ipotecă este de doar 2%, prin urmare diferența de rată între cele două este de cel mult 10 euro. Un credit de nevoi personale cu ipotecă îi poate ajuta însă pe cei care au venituri mult peste medie și care pentru un împrumut de 50.000 de euro pentru 5 ani își permite o rată lunară de 1.000 de euro. Băncile nu sunt singurele care îi pot împrumuta pe români. Anul trecut au fost mai mulți cei care au cerut bani instituțiilor financiare nebancare și potrivit unui studiu al celor de la GFK făcut pentru Viva Credit, 15% dintre cei care au acces la internet au cerut în ultimul an un credit rapid. Un sfert dintre ei au avut nevoie de bani pentru cheltuieli care au ținut de locuință. În 2015, IFN-urile au dat cu împrumut credite de consum în valoare de 2,6 miliarde de lei, cifră cu 13% mai mare decât cea împrumutată în 2014. În același timp, datele BNR arată că românii au luat cu 20% mai multe credite, deși aici intră și cele ipotecare, multe prin programul Prima Casă.